La capitolul comunicare doresc să amintez modernizarea actualului site al AJF în care se pot accesa și verifica diferite documente legate de activități și competiții. Realizarea unei baze de date în format electronic a tuturor jucătorilor și asociațiilor afiliate AJF prin programul Fotbal Connect, program partener al Federației Române de Fotbal aflat în derulare. La capitolul financiar, vreau să vă aduc la cunoștință celor care nu știu următoare. Anularea vizelor la copii și juniori în urmă cu 4 ani, precum și menținerea nivelului în 2015 a taxelor către seniori. Am preluat în martie 2015 cu suma de 24.938.000 de lei, din care contribuțiile către stat au fost de 26.580 achitate la data de 23.07.2015. În momentul de față, contribuțiile către stat sunt achitate integral, iar soldul curent fiind de 26.661, în timp ce datoriile membrilor afiliați sunt de aproximativ 80 de lei, pare pe care sunt convins că le vom recupera. Mărirea bugetului AJF în ultimii 4 ani prin atragerea de fonduri în proiecte de colaborare cu Federația Română de Fotbal în valoare totală de 92.725.000 de lei. Din aceste fonduri au fost organizate competiții sportive, fotbal și feminitate, turneul speranțelor, cupa Timba, au fost achiziționate mingi, fiecare echipă primind câte două mingi, urmând ca în această primăvară fiecare asociație sportivă să primească câte un set de plase. În ultimii ani a fost onorat de prezentat domnului președinte Răzvan Burleanu sau reprezentantul federal să-i la numeroase reacțiuni către AJF. În următorul mandat voi continua colaborarea excelentă pe care am avut-o cu Federația Română de Fotbal, iar cu sprijinul biroului executiv vom încerca să implementăm proiectele necesare fotbalului județean. Schimbarea statutului AJF prin modificarea unor articole din statut, îmbunătățirea condițiilor la Liga 4 și a 5-a, atragerea de fonduri nerambursabilor, îmbunătățirea calității arbitrilor la toate eșalonele. Vom introduce noi competiții la nivel de copii, cum ar fi Cupa 1 Iunie, Cupa Moș Crăciun. Unul din regretele mele în acest mandat este desfințarea echipei FC Zalău, pe care am încercat în limita posibilităților avute să o salvez. Promisiunea mea este de a ajuta cu tot ce pot la participarea în mandatul următor a unei echipe de județ în campionatul Ligii A3. Vă asigur de disponibilitatea mea și a colegilor din Asociația de Fotbal în menținerea transparenței existente a spiritului oferit tuturor membrilor. Domnilor delegați, consider că împreună membrii asociației am ridicat în acești 4 ani nivelul competițiilor și a comunicării, punând în aplicare programele Federației și Adunării Generale. Programul meu de candidatură la președinția Asociației Județene de Fotbal 2019-2023 reprezintă o parte cronică a primilor 4 ani la care inițiativele noastre comune au fost respectate și puse în aplicare. Am găsit soluții și sper să găsim în continuare. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim celor de candidați pentru propunerile, pentru tot ceea ce vreți și gândesc pentru un mandat de 4 ani. Sunt lucruri interesante. Lucruri care dumneavoastră, ca și membrii afiliați, trebuie să fiți vigilenți și la fiecare adunare generală pe care o aveți la începutul anului.